La început, relația ei cu câinele nu părea nimic ieșit din comun, dar pe măsură ce perechea s-a apropiat, au început să se întâmple lucruri ciudate. Soțul ei, nedumerit, a observat că câinele o urmărea în baie. Hotărât să deușească el însuși misterul, a activat aplicația de securitate de pe telefonul său. Ceea ce a descoperit a fost ceva ce nu ar fi putut anticipa niciodată și le-a schimbat căsnicia pentru totdeauna. David Knox fusese ușor de acord atunci când soția sa, Katie, l-a întrebat dacă ar putea să-și ia un câine. Zilele lungi petrecute de el la birou o lăsau adesea singură, lucrând de acasă. S-a gândit că un câine i-ar putea ține companie în timp ce el era plecat. Cuplul în vârstă de 29 de ani, căsătorit de curând și care nu era încă pregătit pentru copii, și-a găsit casa din Atlanta, Ihorihia, puțin cam goală, iar un animal de companie părea a fi completarea perfectă. Katie l-a botezat pe noul lor prieten Bailey, un ciobănesc australian în vârstă de un an, iar cei doi s-au legat instantaneu. Bailey era loial și inteligent, devenind rapid o parte iubită a familiei. David era fericit că Katie avea pe cineva care să fie alături de ea în timpul orelor lui târzii la serviciu și se bucura de bucuria ei. Cu toate acestea, el a început să se simtă neliniștit când a realizat că soția sa nu se despărțea niciodată de noul ei câine. S-a întrebat dacă nu cumva era gelos pe câine. David, consultant în contabilitate, era un muncitor dedicat, dispus să muncească atâtea ore câte erau necesare pentru a-i oferi viața la care visa Katie. O iubea foarte mult, iar partea lui preferată a zilei era să o vadă când se întorcea acasă. Katie îl iubea la fel de mult pe David, pregătindu-i cina în fiecare seară, iar ei își petreceau tot timpul liber împreună. Dar el nu ghicea niciodată ce făcea ea în timp ce el era la serviciu. După luni întregi de muncă asiduă, David a fost recompensat cu o promovare, ceea ce i-a permis să se alăture unei echipe mai mari de consultanță, ceea ce însemna mai puține ore de lucru și reveniri mai devreme acasă. A anticipat cu nerăbdare împărtășirea veștii și sărbătorirea cu Katie, sperând să o surprindă venind mai devreme acasă. Cu toate acestea, nu a putut prevedea repercusiunile pe care le-ar avea perturbarea rutinei zilnice a lui Katie. David a intrat în liniște pe ușa din față, sperând să o prindă pe Katie cu garda jos. Spera ca Bailey să nu-i strice surpriza, grăbindu-se să-l întâmpine. Dar casa părea goală. Unde era ea? A auzit sunetul apei curgând în duș și s-a relaxat, certându-se că nu a verificat mai întâi baia. Nu dispăruse, făcea doar un duș. Totuși, când s-a apropiat de baie, a auzit o voce. Era lui Katie, dar nu a putut deuși cuvintele peste sunetul dușului. Cu cine putea să vorbească? S-a apropiat să asculte, dar a auzit doar stropii de apă. Când a așteptat să se oprească, a strigat, iubito, am ajuns acasă. A fost o prăbușire bruscă, urmată de ceea ce părea a fi un urlet. Ești bine? A întrebat el. Da, voi ieși într-un minut, a răspuns ea cu o voce slabă. A ieșit din baie împreună cu Bailey, care părea zdruncinat. Chiar o șocase atât de tare. De ce ai venit acasă atât de devreme? A întrebat Katie, iar David i-a împărtășit vestea promovării sale. Răspunsul ei slab și zâmbetul ei întant l-au derutat. Nu se putea opri să nu se gândească la vocea pe care o auzise. Curiozitatea a pus stăpânire pe el și a întrebat-o pe Katie dacă vorbise cu cineva în baie. Ea i-a întâlnit privirea pentru o clipă, înainte de a-și întoarce rapid privirea. A fost doar Bailey, a spus ea. David a privit-o cu îndoială. El mă protejează când sunt singură, a adăugat, îngrijorat că soția lui nu se simțea în siguranță în propria lor casă. David a decis să ia măsuri, dar eforturile sale sincere de a-i asigura siguranța nu au dus decât la mai multe întrebări. În timp ce se gândea la anxietatea lui Katie, s-a întrebat de ce nu-i spusese mai devreme despre asta. Se tot gândea la ceea ce credea ea că Bailey putea face pentru a o proteja în timp ce se afla la duș. Dacă voia ca el să o păzească, de ce să-l închidă în baie cu ea?
Primele zile ale lui David la noul său loc de muncă s-au prelungit pe măsură ce se adapta la noua rutină de a veni mai devreme acasă. Situația nu a fost ajutată de faptul că Katie încă o ducea pe baile în baie, chiar și atunci când David era acasă. El a continuat să-i audă vocea când era la duș. Ea a insistat că era doar bailei. Dar, pe măsură ce părea tot mai distantă, îndoielile se strecurau tot mai adânc în mintea lui David. De asemenea, a observat schimbări în comportamentul obișnuit al lui Katie. Părea preocupată și neliniștită, uitând adesea să îndeplinească sarcini simple, cum ar fi plata facturilor sau cumpărarea de alimente. Văzând acest lucru prea des, David a decis că era timpul să-și îmbunătățească securitatea casei lor. El a cumpărat o cameră cu sonerie care nu numai că îi înregistra pe toți cei care se apropiau de ea, dar îi și notifica atunci când ușa din față era deschisă. El spera că această măsură de precauție să o ajute pe Katie să se simtă mai în siguranță, știind că poate monitoriza orice vizitator nedorit. În cele din urmă, acest lucru nu a făcut decât să-i sporească anxietatea și confuzia. A doua zi, la serviciu, David a primit o notificare pe telefon că ușa din față se deschisese. A verificat camera și a văzut-o pe Katie ieșind din casă cu bailei în lesă. S-a relaxat, presupunând că ea doar scotea câinele la plimbare. Au trecut câteva ore până când a primit o altă notificare privind întoarcerea ei. În acea primă zi, a presupus că pur și simplu făcea comisioane. Dar când a început să se întâmple în mod regulat, a devenit neliniștit. Unde se ducea atât de mult timp în mijlocul zilei? Nedorind să stea degeaba și să se facă de râs, David a decis să aibă o conversație sinceră cu Katie în acea seară. În timp ce o aștepta să iasă din baie, bailei era, ca întotdeauna, lângă ea. Cu cine vorbeai acolo înăuntru? A întrebat el. Katie, părând stânjenită, s-a așezat pe patul lor înainte de a răspunde. Nu am discutat deja despre asta? A spus ea. E vorba doar de bailei. Tonul ei devenise din ce în ce mai iritabil. Lui David i s-a părut suspectă poziția ei defensivă și și-a dat seama că tăcerea ei nu era o evitare, ci o furie crescândă. Acum mă spionezi, a răbufnit ea. Lui David nu-i venea să creadă că țipa la el când ea era cea care se purta suspect. A ieșit în fugă din dormitor, cu sentimentele rănite. Durerea l-a împins să descopere odată pentru totdeauna ce ascundea ea în baie. Dar erau oare suspiciunile lui corecte? David a dormit pe canapea în acea noapte și a plecat la serviciu a doua zi dimineață fără să-i spună un cuvânt soției sale. În timp ce stătea la ședințe, mintea îi zăbovea și a pus la cale un plan. În drum spre casă, s-a oprit la un magazin de securitate și a cumpărat o mică cameră de supraveghere care putea fi ușor de ascuns. A ascuns-o în baie, unde putea vedea și auzi tot ce făcea Katie. În acea noapte, după ce Katie a adormit, a plasat camera în baie. Aceasta îi oferea o vedere clară a întregii camere și putea auzi totul, chiar și când curgea apa. În seara următoare, a urmărit cu nerăbdare cum Katie și bailei se îndreptau spre baie. Cuplul încă nu își rupsese tăcerea stânjenitoare când au dispărut în spatele ușii. David a deschis aplicația de supraveghere conectată la cameră. Mâna îi tremura în timp ce ținea micul ecran, urmărindu-și cum viața îi se schimba în fața ochilor. La început, transmisia în direct nu arăta nimic neobișnuit. Katie și-a pus telefonul pe tejghea și a intrat în duș. Bailey s-a așezat în apropiere. Dar, brusc, Bailey s-a apropiat de duș și a scâncit. Vocea lui Katie s-a auzit, instruindu-le pe Bailey să aducă un prosop. David a privit cum soția lui s-a așezat pe podea lângă duș, iar Bailey a luat ceva de pe tejgheaua unde Katie își pusese telefonul. Era pe punctul de a suna pe cineva. A fost uimit să recunoască obiectul. Era un flacon de pastile portocalii. Bun băiat, Bailey, poți să-mi aduci niște apă? Câinele credincios a urmat ascultător comanda ei.
David l-a privit pe Bailey cum stătea întins la picioarele lui Cathy în timp ce aceasta lua pastila, cu corpul încordat. Și-a dat seama că anxietatea pe care o atribuise fricii pentru siguranța ei era cu totul altceva. Ea spusese adevărul, dar Bailey îi oferea un alt fel de siguranță. David înțelege acum că suspiciunile lui erau complet deplasate. Vinovăția l-a copăleșit pentru că o suspecta de infidelitate în timp ce ea suferea în mod clar singură. Dar gelozia lui s-a transformat rapid în îngrijorare pentru soția lui, iar vinovăția a dispărut. Ea nu se simțea bine. Era ceva grav. De ce îi ascunsese acest lucru? Soțul îngrijorat aștepta cu nerăbdare ieșirea lui Cathy din baie. David a sărit în picioare pentru a-și susține soția șovăitoare. Știa că ea își va da seama că descoperise ceva. Ea îl cunoștea mai bine decât oricine, dar el încă nu știa decât o parte din poveste. A ghidat-o cu blândețe spre pat, unde s-au așezat unul lângă altul, ținându-se de mână. A așteptat cu răbdare ca ea să vorbească. Am o boală cronică, a mărturisit ea. Bailey este câinele meu de serviciu. El mă ține în siguranță. De aceea este mereu cu mine. David a respirat adânc. Fusese gelos pe animalul care o ajută activ pe soția lui. Ea i-a explicat că se numea sindromul de tahicardie posturală ortostatică, POTS. Ritmul ei cardiac creștea brusc atunci când trecea de la poziția așezată sau întinsă la cea în picioare, sau dacă stătea prea mult timp în picioare. Apoi putea să leșine. Bailey putea detecta când îi creștea ritmul cardiac. Ea a împărtășit că absențele ei lungi de acasă erau de obicei pentru vizite la medic sau pentru sesiuni suplimentare de antrenament cu Bailey. Îi ascunsese acest lucru lui David pentru că nu voia ca el să se îngrijoreze în timp ce muncea atât de mult. Vinovăția și îngrijorarea lui David au eclipsat toată furia pe care o simțise față de ea. I-a promis că ea era cel mai important lucru pentru el și că va fi mereu acolo pentru a o susține. Și-a redus orele de lucru și a participat cu ea la fiecare consultație medicală, învățând despre starea ei pentru a recunoaște semnele și simptomele. A dezvoltat o înțelegere mai profundă a rolului lui Bailey, iar între ei s-a format rapid o legătură, bazată pe dragostea lor comună pentru Cathy. David era recunoscător că soția lui îl avea pe Bailey atunci când el nu putea fi alături de ea și se părea că câinele primea întotdeauna dulciuri suplimentare atunci când David se întorcea acasă.